Na, lăsați emoțiunile deoparte și țineți ce s-a întâmplat astăzi. Astăzi un fel de referat, dare de seamă. Ediția de toamnă a întâlnirilor de la Petrești de Sus, pe care am promis încă din vară că le voi realiza la casa mea, cu gândul ca aceasta să fie o pepinieră din care se vor alege lucrări care vor intra într-o viitoare colecție de artă și într-o viitoare galerie. Și în pepinierea de astăzi câți puieți artiști ați adunat? Eu mi-am ales deja 3 tablouri pe care aș dori să le achiziționez. Câți artiști au participat? Au participat 21 de artiști cu exponate frumoase, puse pe aceste șevalete pe care le bate vântul. Le-a mai bătut vântul. Data viitoare le vom crea o stabilitate. Data viitoare, peste 3 luni, ar veni ianuarie. Poate chiar mai repede. De Crăciun? Eventual de Crăciun. Wow. Sau între... O să venim cu Sania. Da, dacă rezistăm în timpul iernii și dacă lumea va fi... se coagulează. Ideea să se deranjeze iarna. Să se deranjeze într-un peisaj alb. Eu zic că ar fi frumos să nu tăiați firul de... din 3 în 3 luni, aproximativ. Și să face și iarnă ca să fie anotimpul complet. Vai, să știți că sunt foarte disponibilă pentru acest lucru. Dacă îmi răspund pictorii și dacă doresc Bun. Să fie O să prezent. Verificăm în ajunul Crăciunului dacă au răspuns pictorii sau nu. Da. Ce vă doresc eu, că am înțeles că zilele astea e ziua dumneavoastră, împliniți 25 de ani, vă doresc mulți înainte. Intru și eu în galeria la Guinness ca și Dobre cu golul lui. Deci vă doresc mulți ani înainte și mai mult decât atâta, vă doresc să participăm la a 25-a ediție a galeriei de iarbă. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că v-ați trudit și străduit să fiți prezenți și de la Am reușit acesta. Împotriva frigului de azi dimineață, am reușit să ne pornim și să venim. Vedeți că Dumnezeu ne ajută. Să rămână, doamne.